Sper că ați înțeles în pandemia asta că hardughia din spatele meu, care a costat și încă va mai costa milioane din bugetul public, sute de milioane de euro și nu doar de lei, nu este decât un loc închis, periculos, în care poți să iei COVID dacă nu cumva l-ai luat până la declararea stării de urgență, până la pandemie, și dacă nu cumva l-ai luat la slujbele de afară, de sub cerul liber, împărtășându-te cu aceeași lingură sau pupând icoane sau pupând mâna popii. Clădirea asta s-a demonstrat absolut inutilă și periculoasă, chiar dacă e mai înaltă decât blocurile de locuit de 10 nivele de peste drum, sau mai înaltă decât Casa Poporului. O piramidă faraonică total inutilă. Nu e așa că banii ăștia am fi putut să-i investim în cercetare, de exemplu, ca să nu așteptăm vaccin de la americani, de la nemți, de la evrei. Să avem vaccinul nostru, poate chiar înaintea lor, și să ne apărăm sănătatea, viața. Pentru ce întreținem Academia de Știință dacă nu se ocupă cu știință? Nu e așa că se cheltuie banii irațional? Și măcar așa, în timp de război, în timp de pandemie, ar trebui să vedem care sunt prioritățile și unde ar trebui să distribuim banii. Nu e așa că banii cei trebuiau să fie dați, dacă nu pentru construcție de spitale regionale, cum au promis și PSD și alții, măcar pentru dotarea spitalelor actuale, ca să nu moară medicii primii de COVID. Numai în Republica Moldova au murit mai mulți medici decât în România din cauza infecțiilor și din cauza dotării ineficiente, insuficiente. Și tot așa puteau să moară mai puțini oameni dacă aveam mai multe aparate de ventilare, mai multe secții de reanimare. Și nu doar pentru pandemia asta, dar pentru alte cazuri. Câtă lume a murit cu zile, a intrat în spital și a luat tot felul de infecții de acolo, pentru că nu se dau bani pentru dezinfecție, nu se dau suficienți bani pentru dotarea spitalelor și oamenii mor. În secolul 21, mileniul 3, noi continuăm să credem că aghiazma, tămâia, moaștele, icoanele tratează. Și vedem că mor. Chiar episcopul a murit azi noapte. S-au îmbolnăvit 31 de călugări de la mănăstirea Putna. Deci pe nimeni nu iartă virusul ăsta. Fii tu oricât de religios, poți să ai toate moaștele din lume. Deci trebuie investit în altceva, oameni buni. Opriți-vă să mai dați bani la biserici, indiferent dacă sunteți cetățeni de rând sau demnitari. Investiți în viitor.